Am fost aici de dimineață la o piață de vechituri, nu prea multă lume. Am luat și noi ceva. Să mergem acasă să vă arăt ce avem aici. Ok, ne-am întors acasă, sperând să vedem ce avem aici. Ok, am găsit un Mercedes-Benz Unimog. Ce an este? Din 97. Ia, frumos. Următoarea. Nu știu ce scară e. Cred că e 1.18, că arată așa mare. Foarte fain. Roți de cauciuc. E din metal. Dăm aici de volan. Se învârte axa pe față. Detaliu la motor. Motorul tot așa din metal. În care și eu chestie de cauciuc, o curea care se învârte când învârți mașina. Super. Radiatorul de răcire. Detaliat, fain. Am mai găsit o carte veche, scrisă de copilăș, 1969. E și filmul făcut de Love Bug din 69. Foarte faină. Oh, e bună carte, care are poze. Secvențe din film. Ah, interesting. Next. Ok. Avem aici o mașină de NASCAR, Team Caliber, ediție limitată, o mașină din 10.080, certificat de autenticitate inclus. Din ce an e făcută? Din 2000. Ok, hai să o deschidem. E la scara 1.64. Vine în cutie specială de protecție, de display. Aici e certificatul la mașină. Foarte fain. Fiecare mașină are un item number special. Mașina e un Ford Taurus care a fost condus în 2000 de Matt Kenseth. Super. Ok. Hai să vedem dacă putem deschide aici. Să ne uităm un pic la ea. Înăuntru are niște protecții, se deschide amândouă capota pe față, pe spate. Mamă, ce detaliu pe ea, roți de cauciuc. Foarte faină. Numărul 17.
detalii la motor. Se vede motorul. Ce e și mai e din metal, ce e și mai interesant la mașină. Fii atent. Bang, se ia caroseria de metal jos. Și se vede detaliat restul de mașină. Super. Și platforma e din metal. Super faină. Ok, să vedem următoarea chestie din pungă. Machetele astea toate împachetate, le-am luat de la un moșulică. I-am zis să mi le pună numai așa în pungă. Zice, no, trebuie să ți le împachetez frumos, să nu se zgârie. Ok, thank you. Hai să vedem ce am luat aici atunci. Prima mașină. Avem un Johnny Lightning din 2004. Este un Pontiac Ventura din 1961. Roțile de cauciuc. Se deschide capota pe față. Motor fain cu detalii pe el. Interior roșu. Foarte faină mașină. N-are un gram de zgârietură pe ea. Super. Rulează fain. Ok. O acceptăm în familie. Vedem următoarea mașină. Ok. Ce avem noi aici? Ok. Vedem aici. Made in Italy, făcut în Italia, la scara 1.43, făcut de compania Broom. Aici văd cineva o scris pe platformă, e un Fiat 1950 furgon. M-am uitat online să văd exact dacă așa e. Da, este un model Fiat 1100. 1950 furgon, de la furgonetă, mă gândesc, nu? Nu știu exact anul de producție, mă gândesc undeva după anul 2000-2004, ceva de gen. Tot este din metal, caroseria, platforma, roțile din cauciuc, pe jante, jantele din plastic. Inserția de la masca, de la radiator, e tot așa plastic, cromat, împreună cu bara de protecție. Farurile sunt inserții din plastic. Aici ai vopsit așa un negru mat, imitație de... ca și cum ar fi decapotabil sau ceva de gen. Număr de înmatriculare. Reclamă la Gelati Motta. E o companie de înghețată și dulciuri. Inventată în 1919 de Angelo Motta. Și astăzi există firma respectivă în parteneriat cu Nestle. Foarte faină.
rulează fain. Ok, să vedem atunci următoarea mașină. Ce avem aici? Ok. Ce avem aici? Avem un chip. Jeep Willys scara 1.32 făcut de compania cu numele Gate. Foarte fain. Parbrizul pe față e rabatabil ca și cel original. În realitate, mașinile astea au fost făcute din 1941 până în 1945 pentru al doilea război mondial, insignia US Army, foarte fain. Caroseria e din metal, interiorul e plastic, precum și platforma, tot așa din plastic. Roțile din cauciuc, pe jante, roată de rezervă, e aceeași dimensiune cu cele patru, foarte faine detalii, canistra de benzină, avem aici uneltele în caz de împodmolire. Capota pe față se deschide. Se vede așa foarte fain motorul, radiator. Farurile, inserții de plastic. Foarte fain. Ok, să vedem următoarea. Auia. Ce avem aici? Avem un 1949 Mercury Sedan făcut de Racing Champions 1997. Super faină mașina. Roțile sunt tot așa din cauciuc. Platformă de metal. 777 număr de producție, număr norocos. Foarte faină, detalii în spate, în față, bările de protecție din metal, împreună cu platforma, culoare așa faină, un gri mat în două nuanțe. Interiorul tot aceeași culoare. Se deschide aici capota. Se vede fain motorul. Yep. Super faină mașină. Rulează foarte bine. Ok, următoarea și ultima, gata, mai vrem, numai asta avem aici.
Ce mai fain la urmă, nu? Asta dă mașina. ...1949 Cadillac Sedan Fastback scara 1.64 făcute de Jada Toys. Platforma e din plastic, roțile de cauciuc. Ai, ce faină e mașina asta. Detalii în spate, bară de protecție plastic cromat. Și în față tot așa plastic, bară de protecție cu detalii la semnalizatoare și la faruri. Super faină mașina. Scrie pe în spate old school. Interior, volanul din crom, foarte faină mașina asta. Cred că să mă opresc aici, să nu fie prea lungă video cu ce a fost în punga asta. Probabil o să fac următoarea filmare cu ce avem aici în cutie. Vedem. Filmarea următoare. Vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-au plăcut aceste modele de machete. All right.